Bun regăsit, dragi telespectatori! E o realitate faptul că greșim noi, ne greșesc și alții și încercăm, ne dorim să ne ridicăm din greșeală, nu ne este bine stând acolo. Și căutăm căi de îndreptare pentru noi, dacă ne recunoaștem căderea, încercăm să-i ajutăm și pe ceilalți. Multe sunt căile și încercăm astăzi, ca deschizând paginile Patericului, să mai aflăm o cale frumoasă și mântuitoare. Astăzi avem bucuria de a avea ca invitat pe Părintele Popa Ioan, preot slujitor la Biserica Sfântul Nicolae din Dimieni, ia Lumiția, bine ați venit! Bine v-am găsit! Spunea că sunt multe căi și Patericul este o carte de înțelepciune ce ne învață cum ne putem ridica. Cu îngăduința Sfinției voastre o să dăm citire pasajului din această carte minunată și apoi să încercăm să înțelegem măcar câteva vorbe de acolo. Au zis unii pentru Ava Ghelasie că avea o carte în membrane al cărei preț era de 18 bani. Și era scrisă întrânsa toată scriptura cea veche și cea nouă și se afla pusă în biserică, ca oricare din frații va voie să o citească. Și venind un frate străin, cum a văzut-o pe ea, a poftit-o și furând-o, a ieșit. Iar bătrânul nu a alergat după dânsul ca să-l prindă, măcar că a priceput. Deci, mergând acela în cetate, căuta să o vândă și găsind pe cel ce voia să o cumpere, cerea prețul de 16 bani. Iar cel ce vrea să o cumpere îi zicea lui: dă-mi eu să o cerc și așa îți voi da prețul ei. Deci a dat-o lui, iar el luându-o s-a dus și a lăsat-o la Ava Ghelasie să o cerce, spunându-i suma cerută de cel ce o vindea. Și a zis bătrânul: cumpăr-o, că este bună și face prețul pe care l-ai spus. Și venind omul, a spus celui ce o vindea altele și nu cele ce a zis bătrânul, zicând: iată, am arătat-o lui Ava Ghelasie și mi-a zis că este scumpă și nu face prețul care l-ai zis. Acela auzind, i-a zis lui: nimic altceva nu ți-a zis bătrânul? Zisa lui: nu. Atunci a zis: nu mai voiesc să vând. Și umilindu-se, a venit la bătrânul, pocăindu-se și rugându-l pe el să o primească. Iar bătrânul nu voia să o ia. Atunci a zis lui fratele: de nu o vei lua, nu am odihnă. Zisa lui bătrânul: dacă nu te odihnești, iată, o primesc. Și a rămas fratele acela acolo până la sfârșitul lui, fiindcă s-a folosit de lucrarea bătrânului. O întâmplare frumoasă care ne arată căderea și ridicarea omului prin dragoste. Și mă întreb prea cu ce începe, Părinte, toți oamenii reacționează frumos la astfel de ridicare, de mângâiere? Există șanse ca tot să fie recuperat printr-o astfel de îmbrățișare? În mod normal, da. Invitația sau modalitatea frumoasă de a te întoarce e de dorit și trebuie să producă schimbarea scontată. Noi, din această povestire frumoasă, sau această povestire frumoasă mai trimite la două exemple pe care le voi cita. Unul din romanul Mizerabili de Victor Hugo, unde avem tot așa, o schimbare a unui obnaș care petrecuse 20 de ani în ognă, prin bunătate. Când l-a găzduit episcopul în casa lui și l-a hrănit și i-a oferit un pat cald, Jean Valjean, da, după atâți ani, Jean Valjean și caută să fure ce avea prin casă și fură. Și lovește chiar pe episcop și fuge, gândind el că în felul acesta își asigură probabil un minim necesar. Numai că este prins de poliție și, recunoscându-se potirile sfenicele și știind că sunt ale bătrânului episcop, îl aduce împreună cu Sfintele Vase. Și spune: părinte, am prins hoțul. Și părintele zice: nu e niciun hoț, că eu îi l-am dăruit. Ba încă mai mult decât atât îl căutam, pentru că am uitat să ia ceva și vreau să ia setul întreg. Uimit de o asemenea bunătate nemeritată, Jean Valjean se schimbă. Și din ceasul acela a devenit un alt om. Vedem la sfârșitul cărții cum comisarul Javert nu poate înțelege bunătatea unui om. Nu poate nici înțelege, nici justifica. Era omul dreptății. Era omul dreptății. Era omul dreptății. Și nu poate justifica niciun fel și nu îl crede. Și în cele din urmă, bunătatea lui
biruie nedreptatea lui. Dar el nu-și poate duce mai departe înfrângerea și, după cum știm, se aruncă în apă. Un fel de schimbare trăit concret. Altfel, pe care îl mai găsim noi la Sfânta Pelagia, care la fel era o comediană, se îmbrăca frumos, avea o viață ușuratică și nici nu se gândea ea că într-o zi, când ea așeta la frumusețea și parfumurile și cu gânduri necurate, nici nu se gândea ea că într-o zi, așa obișnuită, va veni schimbarea ei. Și ne spune că într-o zi un sfânt episcop non, văzând-o trecând cu alaiul, se oprește și zice: uitați-vă la această femeie, cât este de frumoasă, cât este de strălucitoare, ce mirodenie emană, cât va fi stat ea în fața oglinzii ca să arate bine și să fie cinstită și adulată de oameni. Poate că Dumnezeu va avea milă și de sufletul ei. Când a zis aceste cuvinte, femeia a rămas șocată. Nu se gândea că, după asemenea cuvinte frumoase, urmează, poate Dumnezeu va avea milă și de sufletul ei. Și se întoarce de la ea și părintele non, Sfântul Părinte, zice: noi oamenii care zicem că iubim pe Dumnezeu, oare petrecem atâta timp în rugăciune? Ne spălăm atâta cu lacrimile pocăinței sufletul nostru? Ne împodobim noi sufletul nostru cu mărgăritarele faptelor bune ca să-L prezentăm lui Dumnezeu frumos, așa cum femeia aceasta își prezintă trupul în fața lui frumos? Și ne spune istorisia că din acel moment Margareta, ca așa se numea, Pelagia, a pus punct vieții trecute și l-a urmat pe părintele și și-a schimbat viața. Deci ceea ce vedem noi în povestirea de astăzi, care nu este o simplă povestire, aici nu avem la Ava Ghelasie un om bun care și-a dobândit bunătatea pentru că l-a născut mama lui bună sau pentru că a învățat bunătatea sub ascultarea cuiva sau pentru că citind anumite cărți și-a dat seama că e mai bine să fii bun decât rău. Și avem un sfânt părinte, un eveniment de om care, pentru că își schimbase viața din comuniunea cu Hristos, a învățat de la Hristos bunătatea, ceea ce este cu mult mai mare. Una este să înveți bunătatea dintr-o carte, una este să înveți bunătatea cât învață un om și alta este să înveți bunătatea prin comuniune sau prin apropiere de Hristos. Și el, tocmai de aceea a putut avea acea atitudine față de hoțul, că hoț era, și a zis: bine, dacă tu voiești să îmi dai mie cartea înapoi și voiești chiar să-mi urmez, eu te primesc. N-a mai primit un om. A primit un om schimbat. A primit un om câștigat. A primit un om care de aici înainte avea să se raporteze la viață cu totul și cu totul diferit. Deci modalitatea aceasta a bunătății în mod firesc este universală, pentru că bunătatea e la îndemâna tuturor. Fiecare om are prin firea lui sădită bunătatea. Deci poate recurge la bunătate ca să schimbe eventualele greșeli. Este exemplul cel mai bun pe care și Hristos îl dă și toți sfinții îl dau. Bunătate câștigată și arătată. Cred că este un remediu universal bunătatea pentru cine vrea să-l priceapă. Deși la început mă gândeam că atunci când omul este nu neapărat rușinat, dar se face apel la conștiința lui, ar face o groapă și ar intra în pământ. Pentru că și Pelagia probabil a început de rușinându-se de dragostea părintelui Non și ceilalți zdrobindu-li se superioritatea lor, pentru că o vedea ca pe o desfrânată, ca pe o ticăloasă, și de fapt ei au fost puși de părintele lor undeva mai jos, sub ea. Noi avem o altă pildă, la fel de grăitoare, pilda cu Zaheu. Zaheu era un tip de om care se depărtease de omenire și de omenitate. Deja ceea ce era în el omenesc se stricase prin diferite apucături.
Îl durea și nu-l durea. Mai mult, nu-l durea, că dacă l-ar fi durut, poate s-ar fi schimbat. Avem un eveniment în viața lui. Vine Hristos, trece și el, auzind de faima lui, de ce fel de om este, altfel decât el, a vrut să-l vadă. S-a urcat într-un dus să nu-l vadă. Se vine Hristos și o oprește. Și aici este partea cea mai frumoasă. Hristos jos și Zaheu sus. Atât de aproape și totuși atât de departe. Și într-o relație personală de această dată. Atât de aproape și totuși atât de departe. La vederea unui asemenea om, Zaheu, care, deși fusese doborât de multele lui patimi, la vederea unui asemenea om, al lui Hristos, omenitatea din el, naturalul din el, firescul bunătății din el, firescul dreptății din el, s-a dat pe față. Și a zis, astăzi, gata, dacă nu-l chem astăzi în casă. Deci, nu avem de-a face cu niște oameni care au cultivat bunătatea așa prin învățare sau că așa e bine. Avem de-a face cu niște oameni care au cultivat bunătatea pentru că ei trăiesc într-un cerc. Ei trăiesc într-o comuniune cu cineva bun. Și în ei se vede acel lucru care trezește în tine, întâi de toate, starea ta normală de om bun. Și chiar dacă te vezi tu desfigurat de multele tale răutăți, când stai față în față cu un asemenea om, se dau pe față toate ale tale. E ca într-o oglindă. Într-o oglindă, când te uiți, vezi cum arăți. Dacă n-ai oglindă în față, zici că poate arăți bine. Dacă nu vezi o oglindă, oglinzile creștinilor sunt sfintele icoane. Chipurile sfinților. Când te uiți la o icoană, vezi umanitatea din tine pe care ai fi putut și tu să o ai. Și cum trebuie să devină omul până la urmă. Dar să zic, ceea ce izbește de la bun început și ceea ce arată de la bun început este evenimentul care se numește omul respectiv, care, trăind în comuniune cu Dumnezeu, se schimbă. Această mare schimbare poate produce în ceilalți oameni multă schimbare. Altfel, nu reușim nimic. Avem, părinte, întâmplarea cu Ava Ghelasie și aș merge puțin pe epicul acestei povestioare frumoase, emoționante și poate așa dătătoare de duc de trezvie. Acest frate care a văzut cartea a poftit-o măcar să-i zilele astea să se ia cărți pentru a fi citite, pentru a se împrumuta partea bună din ele, măcar să trăim astfel de evenimente. O carte destul de scumpă, așa ca o paranteză, atunci se tipăreau sau se scriau, că de fapt nu apăruse tiparul în vremea Patericului Egiptean, se scriau cărțile cu foarte mare osteneală, cu foarte mare cheltuială, erau foarte prețioase și foarte valoroase și prin conținut, dar și prin efortul de a fi făcute vizibile pentru a le da viață. Ei, Ava Ghelasie a știut ceea ce s-a petrecut, dar spune că nu s-a dus ca să recupereze cartea și vă întrebăm, nu o să o cotea suficient de importantă? De ce n-a dorit cartea? Era, cum a spus și dumneavoastră la început, cărțile sunt făcute să fie citite. Și totuși cărțile nu sunt făcute doar să fie citite. Cărțile sunt făcute ca ceea ce sunt scrise în ele, cel care le citește să devină. Era în biserică Scriptura Cuvântul lui Dumnezeu, dar în același timp, părintele, era dovada continuarea cărții. Nu s-a rușinat de valoarea cărții, s-a rușinat de ceea ce a dat cartea până la urmă ca rezultat. Un părinte sfânt și sfințit. Părintele știa că e cartea valoroasă, dar știa că nu-l poate convinge pe un hoț că o carte e valoroasă. L-a schimbat însă prin alt mod, văzând că această carte, dacă este citită, asumată și trăită, dă un om bun. Și în fața evidenței, cel care ne socotește o carte nu va ne socoti evidența omului care ajunge la o sfințire despre care cartea vorbește. Cărțile, chiar dacă sunt sfinte, dacă cei care le parcurg nu ajung la acea sfințenie, ele nu și-au atins rostul. În chipul Avei Ghelasie, cartea și-a atins scopul. Cartea putea să fie furată de oricine. Ava Ghelasie nu s-a fi dus după nimeni. De ce? Pentru că cel care o fură, e clar, nu știe valoarea cărții și nici nu pune mare preț pe schimbarea care a venit în carte. O fură doar ca să o comercializeze. Ori
Pronia divină a făcut ca acel hoț care a furat-o să găsească pe cineva care să ajungă înapoi la Hava Gerasie și să ajungă din nou la Hava Gerasie. Deci cartea era valoroasă în ochii avei, dar în ochii hoțului nu era. Ceea ce a ajuns să înțeleagă hoțul este că chiar dacă o carte dispare sfântă, dacă există cel care a asumat-o și s-a transfigurat viața prin intermediul ei, câștigul s-a făcut. Și oamenii sunt oameni care se întorc prin intermediul cărților. Sunt oameni care se convertesc prin intermediul oamenilor sfinți. În parabola de astăzi avem un om care nu s-a schimbat, transfigurat printr-o carte, ci prin intermediul sfințenii unui om sfânt. De astea părintele nu s-a dus după ea. Oriunde s-ar fi aflat cartea aceea, în mâinile oricărui om, dacă omul acela aprecia valoarea ei, ar fi dat un sfânt și ar fi fost în câștig. Dacă n-ar fi apreciat, ar fi vândut-o. De iată că Dumnezeu a rânduit ca acel om, chiar acel om, să ajungă la cunoștința pe care nu avea, și anume a dobândit ceva mult mai mult de la viața lui și a face ceva cu mult mai mult decât viața pe care o ducea, ceea ce nici el nu gândea, că va ajunge într-o bună zi să, ca viața lui să capete o traiectorie pe care nu gândea. Și asta cum? Printr-un act urât și rușinos. A furat ceva și a ajuns în altă parte. Deci, foarte important e lucrul acesta. Cărțile, dacă nu dau oameni sfințile, nu-și ating. Nu înseamnă că nu sunt bine scrise sau nu au rol. E vorba de Sfânta Scriptură. Da? Orice este Evanghelia, dacă stăm să ne gândim, e viața lui Hristos. Evanghelia este viața lui Hristos. Cine privește la el, vede toată Evanghelia scrisă. Cine l-ascultă, cine îl urmărește, cine viața lui, vede toată Evanghelia scrisă. La un moment dat, Sfântul Ioan Gurudeaur spunea la un moment dat, dacă ar dispărea toate cărțile, Sfânta Scriptură, dacă ar dispărea, ea ar putea fi scrisă oricând de către oamenii sfinți, prin Duhul Sfânt pe care l-au ei. Deci, întâmplarea Părintelui a vizat schimbarea unui om altfel decât prin intermediul citirii. A dat față în față cu rezultatul citirii. Trebuie, Părinte, avem situația în care un om, dacă este bolnav și își recunoaște boala, își caută tratamentul, se duce, ascultă de medic dacă crede cu adevărat că asta este singura cale ca să se vindece. Bun, omul care este păcătos, pentru a-și recunoaște păcătoșenie, trebuie să se umilească. Pentru că altcumva nu se vede că e păcătos. Plasându-se deasupra propriului păcat, nu-l vede. Smerindu-se, umilindu-se, cum a făcut Zaheu, cum a fost multe cazuri, și a văzut muntele de păcat și peste muntele de păcat, generozitatea cerească a lui Dumnezeu care trece cu vederea și care chiar iartă, nu doar trece cu vederea păcatului respectiv. Mă întrebăm, cum se poate umili un om care a greșit, pentru că și ucenicul acesta s-a umilit mult în fața Veghelasie, cum se poate umili? Pentru că dacă cineva umilește pe altcineva, nu-l ridică, îl adâncește. Dar cum reușim ca noi înșine sau la alții prin Dumnezeu să trezim acel sentiment de umilință curată, autentică, ce va naște adevărat o viață curată? Nimic nu poate să schimbe un om, nimic nu poate să-l aducă pe om în stare de umilință decât viața curată a unui om. Atât. Poți să-i dai să citească tone de cărți. El nu va pricepe umilința. Sau poate că va înțelege că există o stare în care omul se vede pe sine ca fiind nevrednic de condiția lui de om, de toate binefacerile lui Dumnezeu, de multele lui realizări. Dar el nu înțelege că înaintea lui Dumnezeu sau pentru anumite păcate lui, el trebuie să se umilească. Nu asumă condiția până la urmă. Nu asumă. Umilința nu vine decât tot față în față cu cineva. Noi avem un caz. Sfânta Ecaterina. În Acatistul Sfântei Ecaterina se spune la un moment dat: bucură-te tu, înțeleaptă, care faci să se plece privirile neînțelepte. Noi știm că era frumoasă, noi știm că era învățată. Dar noi știm că frumusețea, învățătura de la Dumnezeu dă o demnitate. Îți construiesc o aliură pe care nu au oamenii omenești, să zicem. Oamenii omenești, oameni duhovnicești. Când veneau diversi tineri la ea, își pierdeau și curajul și elanul în fața
atitudinii ei, în fața privirii ei, în fața modului ei de a fi. Unii plecau rușinați și se gândeau că nu sunt vrednici să dobândească o asemenea femeie ca să ție în viață. În cazul tânărului acestuia, ce l-a împins la umilință? Vederea bătrânului. El care nu știa să citească printre rânduri și nici să citească cărțile sfinte capă lectură, când l-a văzut pe bătrân, că nu îi zice nimic, că nu-l acuză de nimic, ba mai mult, că îi face și cartea cadou dacă vrea, niște fapte externe. Pe el l-au pus așa, în uimire. Un om, iată, un om bun. Dar el a văzut dincolo de această bunătate. Atitudinea bătrânului plină de sfințenie și comportamentul lui în care se vedea mai mult decât ceva omenesc, l-au făcut pe tânăr să se umilească. Să se umilească cum? Prin judecată. Ce fel de om sunt eu și ce fel de om este bătrânul acela? Cum am ajuns eu să degradez în mine calitatea mea de om în așa hal încât nici om să nu mai fiu? Și cum a putut omul acela să se ridice la un asemenea grad de umanitate încât a dobândit mai mult decât ceva omenesc, ce anume sfințenia lui Dumnezeu? Deci nu poți, nu se poate trezi în cineva umilința decât printr-o atitudine față în față. Dacă ai în față un om demn și vertical și corect și din care iradiază Duhul Sfințeniei, te umilești instant. Nu trebuie nicio predică, niciun cuvânt să nu zică. Exact cum era o vorbă, a venit la un părinte și le-a spus zine și nouă cuvinte de folos. Și el a tăcut din gură, n-a zis niciun cuvânt. Și se țineau monahii după el, zine un cuvânt de folos. Și el nu avea nicio treabă. Și a făcut slujbă, zine un cuvânt de folos. Și nu zice nimic. Și la ieșire au zis, nu ești de aici până nu spui cuvânt. Și el a spus, dacă vederea mea nu v-a spus nimic, nici cuvântul meu nu poate să spună mai mult. Deci, așa se face umilința. Cum se face ridicarea din această umilință? Tot printr-un om. Dacă el a putut, înseamnă că și eu pot. Curajul acesta pe care îl dobândește un om când vede ce ar fi trebuit să fie, ce a ajuns, ce urma să ajungă dacă n-ar fi întâlnit un asemenea om și apoi ce poate să ajungă urmând unui asemenea om, este cheia. Nu te pot, în biserică noi de avem sfinți peste tot și se vorbește de sfinți. Concret, în fața lor și te umilești prin și curaj. Pot coexista ambele sentimente simultan? Dar cum? Altfel n-ai cum. Până nu te umilești în fața cuiva văzând distanța dintre tine, ca la Zahiu. Zahiu în același timp a văzut ce distanțe oamenii amândoi, că Hristos așa l-o cunoștea, ca pe om. Ce distanță el simțea în el ceva ce el pierduse de mult. Dar vedea. Ceea ce înseamnă că în om există o normalitate a tuturor lucrurilor bune pe care el le are să dite în firea lui. Numai că ele au fost pierdute prin apucături rele sau prin obiceiuri rele. Dar când te întâlnești față în față cu un asemenea om, deodată îți apar în tine toate ale tale bune pe care tu știi că le porți. Exact ca o mamă care își vede copilul după un timp și aude despre el că a făcut lucruri de care ea nu mai se bucură. Și când vine copilul, instant, doar la vederea mamei, se rușinează. De ce? Pentru că își dă seama cum era odată, cum a ajuns și ce ar fi trebuit să fie. Deci așa și tânărul acesta. Nu cartea l-a schimbat. Prin intermediul cărții s-a schimbat. Dacă Ava Ghelasie nu era un avă la măsura pe care o cerea, el nu s-a schimbat. Lua cartea și pleca. Se bucura că i-a dat-o și degeaba. Nu înțelegea nimic. Dar, vedeți, omul sisizează sfințenia celuilalt. Cât ar fi de păgân, cât ar fi de necredincios, își dă seama că stă în fața cuiva care poartă în sine ceva altceva decât omenescul. Și este atras. În mod firesc este atras pentru că dacă noi oamenii suntem făcuți de Dumnezeu comuniune, atragem la comuniune. Noi de-aia are efect sfințenia și osteneala particulară. Pentru că se vede și atrage și pe cei care vor să dobândească această sfințenie. Părinte Ioan, dacă am întrebat societatea și sigur ne răspunde și neîntrebată,
ce virtute, ce calitate ar trebui să avem cu toții, țipăm cu toții dreptate, dreptate. Pe de altă parte, vedem că Ava Ghelasie a avut alte, mai presus de dreptate, alte virtuți, bunătate și răbdare. Și vedem că aceste două virtuți au avut un rezultat extraordinar. Cu toate acestea, societatea tot caută mai degrabă dreptatea, care de multe ori este ineficientă, sau satisface niște orgolii, sau le așează în rânduială, și nu caută bunătatea și dreptatea, care sunt mult mai eficiente. De ce acest lucru? În mod firesc caută lucrurile acestea. De ce? Omenirea noastră, contaminată de păcat și de moarte și de răutate și de suferință, n-are ce da altceva. Singura justificare e dreptatea, minima dreptate, dar n-ai cum să o acoperi pe asta. Odată cu întruparea lui Hristos, este introdusă în lume un alt tip de dreptate. Fiecare credincios audă la biserică la un moment dat, după ce se citește Evanghelia, când se deschide Sfântul Antimis, să ne rugăm pentru credincioși, cei chemați rugați-vă și voi. De ce? Zice mai departe, ca să învețe pe ei Dumnezeu cuvântul adevărului, așa, să poată să-l primească, și apoi, zice, un cuvânt care de fapt împinge liturghia mai departe, să le arate lor Evanghelia dreptății. Când se pomenește acest cuvânt, să le descopere lor Evanghelia dreptății, apare Hristos așezat acolo, se desfășoară și apar ce avem în față. Hristos mort, da? Știm cum a murit, da? Un alt tip de dreptate. Liturghia și viața bisericii îmi promovează un alt tip de dreptate. Nu dreptatea care se impune, nu dreptatea mea în detrimentul dreptății tale. Cea judiciară, să spunem. Da. Și cum justificăm noi dreptatea aceasta? Este singura cale prin care se iese din păcat, din răutate, din suferință, din moarte și din haos. Adică dreptatea lui Hristos, care și-a lăsat viața în mâinile oamenilor. Oamenii ce puteau să facă cu viața oamenilor? Că nu știau ce. Ce puteau? Au făcut ce au putut. L-au bătut, l-au scurpat, l-au înjurat, l-au condamnat la moarte și Hristos s-a lăsat în mâinile lor. Oamenii și-au urmat dreptatea lor. E vinovat de moarte. Bun, hai să-l dăm morți. E vinovat de să răstinim pe cruce. Condamnați-l. În cele din urmă, dreptatea oamenilor a dus la condamnare și la moartea lui Hristos. Și Hristos se lasă la mâna lor. Și atunci, ca să nu rămână dreptatea oamenilor până la cap și oamenii să nu mai poată să iasă din acest clișeu, Hristos învie din mormânt și arată că singura dreptate care poate tămădui rănile multor oameni este dreptatea care se lasă în mâinile lui Dumnezeu. Bunătatea și răbdarea sunt mai la îndemână pentru omul duhovnicesc, care înțelege foarte bine că dreptatea lui, cum auzim noi de multe ori, e ca o cârpă lepădată. Adică nu poate schimba niciodată dreptatea mea, atitudinea de viață a altui om. Bunătatea mea îl poate pune în schimb pe gânduri pe un om care, voind să-și împlinească cu tot din adinsul dreptatea, vede că bunătatea este altceva. În această lume chem și în emisiunea asta cu Cine și Părinte, timpul a zburat foarte repede, n-a fost drept, dar ne dăjnim bunătatea lui Dumnezeu că au fost de folos aceste clipe petrecute împreună și cu drag vă așteptăm și alte ediții de ale noastre. Doamne ajută și mă bucur că am mai ajuns la dumneavoastră. Mare bucurie. Dragi telespectatori, mulțumim pentru atenție și într-adevăr mai presus de dreptate este iubirea care coboară de sus și vine la fiecare dintre noi. Vă așteptăm cu drag la următoarea ediție. La revedere!